Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Last Day on Earth. Băi, vă amintiți că jocul trecut am murit și de asta suntem respawnați aici dezbrăcați. Am fost bătut de acei zombi și din păcate ne-am pierdut toate uneltele pe care le aveam asupra noastră și tot ce craftasem până atunci, de fapt tot ce adunasem în inventorii. Așa că haideți să ne întoarcem din nou și să mai căutăm chestii. Băi, sper că mi-am pus pansamentele acelea medicale. Bun, vedem că avem un nou event. Ok, zice că a fost aruncat o cutie de asta cu chestii folositoare și că putea să ne intereseze. Eventul e valabil 18 minute, așa că hai să ne grăbim să adunăm tot ce găsim acolo. Haide să intrăm. Băi, foarte mișto muzica asta de ambientală din acest joc. Spuneți-mi și voi părerea în comentarii. Hai să vedem ce reușim să găsim aici. Ok. Da, sincer n-aș vrea să mă lupt cu zombii ăștia acum, dar cred că nu să am de ales. Cred că asta e pachetul. Da. Hai să vedem ce ne aduce acest pachet. Ar trebui să aibă o grămadă de chestii bune. O să le luăm pe toate. Ah, și mai avem un slot liber. Hai să vedem. Cred că o să luăm funia de la zombie. Da, deja ne zice că inventă. Holy! Putem să mâncăm carnea, deși e crudă. Dar văd că nu ne-a afectat cu nimic. Păi și cam atât. Zombiul este mare. Și nu avea nimic asupra lui. Nimic folositor. Dar putem să luăm lemne? Nu putem, pentru că avem inventoriu full. Oare să renunțăm la ceva? Cred că putem să ne echipăm, da, și să mai strângem. Uite, iarba asta e destul de rară. Alte zombie. Putem să ne mai echipăm cu ceva, nu cred. Pansamentul avem la noi, dar nu e nevoie. Da, hai să mai strângem din iarbă. Băi, și să nu uităm să mergem după apă. Avem nevoie neapărat de apă. Ați văzut cât de rău a fost când n-am avut-o. Ok, erau și semințe în acea iarbă, dar din cauza că n-am avut spațiu în inventorii le-am pierdut acolo. Mai era una aici? Nu. Hai să vedem dacă mai găsim iarbă. Mai sunt aici
Două bucăți. De fapt, sunt fibre de plantă, nu e iarbă. Gen, wow. Cât rapid a venit acel zombie. Uite, și aici apa asta cred că poate fi filtrată și băută. Mă rog, s-au colectat într-o sticlă goală. Ok, băi, cam asta e pe aici. Hai să ne întoarcem la bază. Să vedem ce mai reușim să facem pe acolo. Ok, vedem că e un alt event. The dealer is getting in touch with you. There must be new suppliers. Da, zice că dealerul a fost pus în contact cu noi. Probabil se ref... Ah, ok. Bun, e un alt event. Băi, o să mergem, probabil putem să facem trade-uri. O să mergem și acolo, dar momentan hai de acasă să ne lăsăm din iteme. Pentru că am muncit o grămadă ca să le colectăm și n-aș vrea să le pierdem din nou. Pentru că, nu știu, rămânem fără apă sau că ne atacă zombie. Ok, hai să vedem dacă putem să folosim ceva pe aici. Ok, avem o chestie din asta. Șuruburi din nou. Motor, am găsit iar o chestie. Engine part. Și... Cam atât. Ok, ia să vedem aici. Mai avem o bandă. Da. Cam atât și aici. Hai să mai depozităm în acest small box și cred eu că mai putem să ne creăm unul. Ok, punem și spray-ul. Hai să vedem dacă putem să ne fortificăm casa. Pentru upgrade avem nevoie de piatră și de lemn. Ok. Bun. Să mai verificăm o dată inventoriu. Bun. Hai, o să lăsăm. Ok. O să lăsăm piatra. Băi, de fapt, știi ceva? Cred că o să mai fac un small box. Hai să vedem dacă reușim să craftăm. Avem nevoie de lemn. Și ar trebui să avem aici. Da? Avem suficient. Hai să mai craftăm un small box. Pe care îl voi plasa undeva, cred că aici, în partea asta din stânga. Să vedem. Build și îl vom pune fix aici. Ok. Putem să-l așezăm în oricare poziție, dar asta mi se pare cea mai bună. Ok, bun. Ei, acum cred că vom putea depozita și aici chestii. Spune lemnele. Ok, hai să vedem dacă mai avem vreo armă pe aici. În afară de pistol. Băi, nu mai avem. Sunt semințele alea pe care le vom folosi când ne vom face acel teren cultivabil. Pe radio nu s-a întâmplat nimic momentan, dar nu știu de ce avem notificarea asta cu 2.
Ok. Zice să luăm cu noi bandaje, o trusă de prim ajutor și alcool. Oh, și le-am avut la un moment dat, dar le-am pierdut și o să mergem după ele. După care probabil vom merge la dealer. Dacă mi-amintesc bine, eram la... Băi, nu, a fost după ce l-am ajutat pe tipul ăla, pe Jake sau cum naiba-l chema. Am fost noi undeva la un motel abandonat. Cred că aici. Da, la motel am fost. Am fost la motel și le-am pierdut pe toate când ne-au atacat zombie. Imediat după ce am explodat acel morman de gunoaie din motel. Hai să vedem. Și avem nevoie atât de apă cât și de mâncare. Vedem că suntem cu 50%. Da, am craftat tot pe aici. Uite aici am murit. Hai să luăm rucsacul. Băi, o să bem puțină apă. Să ne echipăm și cu chestia asta. Hai să mai vedem. Ok, băi, n-aș vrea să renunțăm la apă. Da, ok, hai, pentru moment putem să renunțăm. Aici e funie din nou. Și putem să intrăm și în zona asta. Ok. Hai să vedem. Și e un zombie destul de mare. Păi, sper să nu ne facă felul din nou. Da, cred că îi dăm mai mult damage și cred că îl vom învinge. Hai să vedem, are un telefon asupra lui. Da, trebuie să ne băgăm din nou bandajele. Mai băgăm o dată. Nu e suficient. Dar, păi, cum văd cât trebuie să mănânc? Sau, de ce am nevoie? Cred că de aici din settings, nu. Nici de aici, nici de aici. Nici de aici. Nici de aici. Ok, nici de aici. Bun. În fine. Da, vedem că are un telefon asupra lui. Hai să ne întoarcem înapoi în motel. Să vedem ce chestii mai sunt de craftat. Avem un dulapul ăsta. Ok, și apa cred că putem deja să ne echipăm cu ea. În baie n-avem nimic. Și zidul ăsta cred că îl putem sparge. Avem nevoie de un topor. Și de asemenea, ca să intrăm aici. Aba, nu, aici putem intra, dar avem nevoie de un weapon. Holy fuck, nu din nou. Un alt zombălău. Vita mai. Păi, și periculos rău ăsta. Hai să ne mai încărcăm un pic din viață. Ok. Și are un card.
Ah, deci asta era Weeper. Ok, am înțeles. Hai să vedem. Băi, intrăm și aici. Hai să vedem ce e și aici. Ok, un alt zombie, dar e de ăsta mic. Oh. Am făcut level up și avem viața pe full din nou. Ok, mai luăm materialul ăla. Vedem aici în noptieră ce găsim. Bun, din nou apă. Nu putem să luăm mare lucru. Așa că o să mai mâncăm din chestii. Să iau lanterna. Să luăm și lipiciul ăsta. Da, mai mâncăm din chestii. Hai să ne uităm totuși în rucsac. Băi, nu mai putem să punem nimic pe noi. Avem toate sloturile folosite. Păi, cred că o să renunț la acest cuțit. Dar totuși. Hai să luăm smartphone-ul și vom bea apa. Să vedem aici, poate mai găsim ceva interesant. Ok, din nou apă, din nou smartphone. Vedem că avem și un lacăt. Păi, dar oare nu putem să facem upgrade la backpack-ul ăsta? Nu cred. Da, cred că ar trebui să ne întoarcem. Trebuie să ne întoarcem pentru că deja. Deși aș vrea să iau apa asta cu mine. Am și ce să renunț. Băi, hai să renunț la telefonul ăsta că văd că e destul de comun. Da, și vom lua apa și de aici. Hai să mai mutăm chestiile astea dacă tot le avem. Ok. Bun, ar mai fi două camere de fapt, trei camere de explorat. Cu siguranță ne vom mai întoarce aici. O să mergem la bază din nou. Mai lăsăm din chestii, după care ne vedem cu dealerul. Ok, arată destul de bine acum. Avem 98 hrana, 98 hidratarea și putem să ne întoarcem în bază. Uite, ne spune cu grădina. Putem să ne facem o grădină ca să găsim mai ușor hrană. Ok, hai să mergem. De fapt, hai întâi să verificăm ce piese putem să folosim la construcție. Ok, mai avem sârmă din aceasta. Grafit. Ruburi. Și cam atât. Ok. Să vedem și aici. Pentru aici nu avem nimic momentan. Ok, hai să vedem.
Da, o să mai lăsăm aici chestiile astea, o să punem și cuiele, să las și bateriile și lipiciu. Ok, punem și lanterna și deja ne-am umplut inventoriul. Bă, nu știi chestia asta. Ah, ceai de beri, de mure sau ce mai aveați beri. Smeură, ceva de genul. Ok, avem țigări, avem apă. Băi, apă sigur o să o las pe toată aici. Pentru că în cazul în care vom ajunge iar în lipsă de hidratare, vom reveni după ea. Bandajele o să le iau cu mine. La fel și țigările, la fel și pistolul. Hai să vedem cum stăm cu echipamentul. Bă, aș putea să las pistolul. Da, o să las aici totuși să mai avem un spațiu, un inventor în plus. Da, țigările și băutura alcoolică și mai zicea de un kit de prim ajutor sau ceva de genul. Nu sunt sigur dacă îl avem. Ok. Bun, hai să plecăm din nou la căutat de iteme. O să mergem din nou la motel. După care vom merge la dealer. Și după care vom reveni acasă. Avem destul timp. Ok, am ajuns. Uite, first aid kit. Când ești în pericol, îl poți folosi. Hai să vedem dacă găsim. Păi sigur nu mai avem ceva pe aici. Oh, sticlă de apă. Very useful. Trebuie să intrăm în camera asta. Avem un nou zombie. Salutare, prietenași. Hai să deschidem și dulapul. Chestii utile, băi, da. Putem să ne și încălțăm. Ok. Mamă. Hai să băgăm repede kit-ul. Ah, important este scăpăm de asta mare. De asta de damage. Și hai să mai dăm o dată un kit. Ok, suntem safe acum. Să iau și funia, deși probabil o vom arunca dacă... Dacă vom găsi chestii mai utile. Și hai să vedem, eram aici în ultima încăpere. Da, am craftat dulapul. Ok, am spart și aici. Hai să vedem, poate mai găsim ceva util. Perfect. Bun, și trebuie să mai intrăm în ultima cameră. Nu știu exact cum o să facem asta. Cred că trebuie spart un perete pe undeva. Da, pe aici trebuie spart, dar avem nevoie de topor. Topor care cred că trebuie craftat. Dar nu sunt sigur că am la mine toate uneltele necesare, dar și nu le am. Bine, putem să ieșim afară și să le colectăm. Avem nevoie de 3 bucăți de piatră și 3 lemne.
Hai să vedem dacă le găsim pe aici, prin zonă. De piatră, una. Două. Găsit și lemn. Am găsit a treia piatră. Și mai avem nevoie de două bucăți de lemn. Una și încă una. Da, am găsit-o. Hai să vedem. Păi, nici nu știu care e mai periculos. Cred că ăsta e pentru lemn. Hai să vedem. Deja o să-l punem aici în folosință. Și hai să mergem să spargem zidul ăla și să ne batem cu zombi. Ok. Aici în stânga. Holy fuck, holy fuck, holy fuck, holy fuck. Oh, noroc că mai avem bandaje. Ceva de craftat pe ăsta, doar funia. Ok, bun. Ultimele două boxuri din acest loc. Perfect, am putut să luăm tot. Ah, nu mai avem toporul. S-a distrus. Bun, hai să mai facem unul. Cred că l-am folosit și în lupta cu zombie. Băi, dar mai avem o cameră aici. A, pe care nu o putem deschide momentan. Hai să vedem. Din nou, avem nevoie de lemn și de 3 pietre. Inventory is full. Păi, hai să bem apa. Da, și voi arunca sticla. Da, o să arunc. Ok, piatră. Da, mai era încă una aici. Lemn. Să mai luăm o funie. Încă o piatră și încă o bucată de lemn. Să vedem, 3 cu 3. Perfect. Hai să intrăm în inventorii și să mai craftăm un topor. Hai deja să-l punem aici în folosință și să ne întoarcem la motel. Intrăm și în ultima cameră la care avem acces. Oh, nu putem să ne luptăm cu... No! N-am apucat să mai dau kitul medical pentru a ne salva. N-am nimerit nici ușa. Băi, o să plec cum am venit. Cum am venit, ne întoarcem
La motel boy, câte obstacole am întâlnit în acest motel? Sper că de data asta vom reuși. Oricum, acum trebuie să ne batem cu mâinile goale cu ei în prima fază, până ne recuperăm itemele. Oricum, cred că ce aveam pe noi se pierde. Dacă nu mă înșel. Hai să revenim, uite, corpul nostru. Bun. Și am ajuns și la ultima chestie. Băi, s-ar putea să fie multe, multe chestii astea mecanice pentru ce ne trebuie nouă. Da, ba nu. Ok. La ce să renunțăm? Nu prea am la ce. O să dau kitul ăsta medicinal. Luăm și blănile și hai să mergem la dealer. Să facem trade-ul cu el dacă vom avea ce. Eventul cu boxul acela, am fost deja acolo. Băi, dar nu știu dacă ne vom putea întoarce acasă, pentru că ne costă 24 de energie. Sau... Putem... Na, hai să mergem. Să mergem la dealer. Să vedem dacă reușim să facem trade cu el, să schimbăm chestii. Deși, sincer, nici nu știu de ce am nevoie momentan. Ok, bun. Deci omul vrea chestiile astea trei. Nu am niciuna dintre ele momentan. Am bătut drumul degeaba, practic. Dar sunt curios ce ne dătea. Să mai mergem o dată. Oh, my weapon create first. Ah, ne-ar fi dat o armă, probabil. Dar nu am aceste chestii. Am ceva alcool. Dar nu ce căuta el. Ok, băi, hai să ne întoarcem la bază. Deja vedem că ne-am deshidratat un pic. Ok, un alt avion căzut. Da, și haideți să ne întoarcem acasă. Am făcut degeaba drumul la acel dealer. Credeam că putem schimba mai multe chestii, nu că e o ofertă standard. Credeam că e mai flexibil. Bun. Băi, oricum, am reușit să adunăm chestii destul de bune. Să vedem cât de utile ne sunt. Ok, avem o sârma asta pe care am completat-o. 5 bucăți de piulițe și cam atât. Ok. Hai să vedem și aici. Nu, a doar banda. Ok.
Altceva nu văd. Și hai să mai depozităm aici în inventorii. Punem lanterna. Mai punem funile. Uite, mai punem circuitele astea. Și cam atât. Restul le vom pune aici. Hai să vedem. Avem blana, avem materialul ăsta. Da, o să le punem pe toate. Dar ne păstrăm uneltele astea. Și cam atât. Uite, putem să personalizăm anumite chestii. Bun. Să vedem, aici avem mâncare. Mâncat-o deja. Cam asta e până acum. Ne oprim aici și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.